Deputații blocului acum cer procurorilor să cerceteze cum au fost privatizate câteva clădiri din Chișinău care au aparținut statului. Nemulțumiți de răspunsul primit de la Agenția Proprietăți Publice, aceștia au trimis un demers Procuraturii Generale privind privatizarea cantinei Guvernului, a unei vile istorice și a Casei Presei, despre care spun că ar fi obscură. Deputații mai cer deschiderea unui dosar penal pe faptul privatizării ilicite acestor obiecte. Contactată de TV8, șefa Serviciului de Presă al Procuraturii ne-a spus că nu a primit deocamdată un asemenea demers. În demers, deputații menționează că la începutul lunii mai, un grup de parlamentari a cerut informații de la Agenția Proprietăți Publice cu privire la companiile care au privatizat aceste obiecte, sumele privatizării, dacă a existat o permisiune a organelor responsabile de ocrotirea monumentelor și altele. Ei menționează că pe site-ul Agenției Proprietății Publice nu se regăsește nicio informație la acest subiect, iar imobilele respective nici nu se regăsesc în lista bunurilor supuse privatizării. În schimb, au primit un răspuns cu o lecție teoretică cum legal ar trebui să aibă loc privatizarea bunurilor transmise în locațiune, ne spune unul dintre autorii demersului. Din păcate, răspunsul care noi am primit de la Agenția Proprietății Publice este unul mai mult decât suspect. Și după asta noi am decis că e nevoie să ne adresăm către Procuratura Generală pentru a porni, pentru că acest organ de anchetă să pornească dosar penal. Alexandru Slusar admite că în acest caz ar fi fost aplicată o schemă de scrocherie cu implicarea funcționarilor de rang înalt, când mai multe obiecte imobiliare de proprietate publică din centrul capitalei au fost transmise în locațiune cu câteva luni înaintea privatizării, în vederea micșorării artificiale a prețurilor de înstrăinare, totul fără niciun concurs de selectare a locatarului. Noi vedem aici o schemă criminală cu mai multe elemente de corupție și în detrimentul intereselor statului. Noi avem de afaceri cu o infracțiune. Desigur, nu suntem noi organele de justiție, dar ieșind din investigația RAIS și mai ales din răspunsul care este mai grav decât o odpiscă simplă, noi am hotărât că e nevoie ca justiția, așa cum ea este în Republica Moldova, să ia măsuri. Șefa Serviciului de Presă a Procuraturii Generale ne-a spus că instituția nu a primit deocamdată un asemenea demers. Am încercat să obținem o reacție și de la Agenția Proprietății Publice, dar persoana care ne-a răspuns la telefon ne-a spus că va reveni cu o reacție mai târziu, lucru care nu s-a mai întâmplat. Anterior, RAIS a publicat o investigație despre privatizarea fostei cantine a Guvernului, care are statut de monument istoric, și aproape 2000 de metri pătrați din Casa Presei. Potrivit jurnaliștilor, ambele obiecte au fost vândute la un preț mult mai mic decât cel de piață, fapt negat de directorul Agenției Proprietăți Publice. Prețul corespunde cu prețul de piață. Nu cred că cancelarea ar fi vândut un bun care astăzi este mai mic ca preț decât valoarea lui de piață. Ar fi ilegal. Fosta cantină, spre exemplu, a fost cedată cu 9 milioane de lei, ceea ce înseamnă că un metru pătrat a costat puțin peste 5.000 de lei sau circa 270 de euro, iar firma care a preluat peste 1.000 de metri pătrați din Casa Presei a cumpărat metrul pătrat cu circa 490 de euro. Experții imobiliari au spus pentru RAIS că statul ar fi putut încasa prețuri de câteva ori mai mari în urma acestor tranzacții. Potrivit RAIS, pentru a putea cumpăra clădirile pe bani mărunți, proprietarii le-ar fi luat inițial în iar câteva luni mai târziu au solicitat privatizarea lor. Analizând datele celor patru companii care au procurat imobilele, RAIS Moldova a constatat că în spatele tranzacțiilor de preluare a bunurilor statului se află același grup de persoane, fie că sunt proprietarii reali, fie niște interpuși.